Salut, eu sunt Nori și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou vlog unboxing. E bine, astăzi am primit de la Elgato un Camlink 4K pentru îmbunătățirea camerei, adică webcam-ului. E bine, eu nu știu cât dintre voi știți, dar am avut un Canon 700D pe care am vrut să-l vând și nu am reușit. Și acum vreau să încerc să fac Canon 700D, să-i pun un obiectiv foarte, foarte bun și să vedem cum se va vedea webcam-ul. De-abia ajuns, sunt foarte, foarte entuziasmat. Am deschis aici tot ce trebuie. Vedeți, acesta este camlink-ul. După cum puteți observa, aici avem camlink-ul. Cam asta este un fel de stick. Și aici conectăm, după cum puteți vedea, USB-ul. Adică avem un USB aici, îl conectăm frumos. Și aici trebuie să vină un HDMI, din câte m-am uitat eu aici. Tași, mă, zi, Andy, să filmez și eu un unboxing. Doamne, uitați-vă și voi cu cine sunt pe Discord, mă, doare capul. Bun, deci aici avem un manual de instrucțiuni foarte, foarte rapid. Cum ar trebui să vină, deci aici e USB-ul. Aici vine un HDMI, din câte observ eu bine, dar nu mi se dă focus camera, mulțumesc. Și aici ar trebui să mai vină încă un HDMI în cameră. Ok, nu știu eu foarte bine, momentan sunt singur acasă și trebuie să-l aștept pe tata ca să vină să montăm toată treaba. Aici avem cutia, cam așa vine și ambalat. Nu am mai stat să filmez când desfac pachetul, pentru că nu e nimic interesant când desfaci un pachet. Vine frumos aici, super, super tare. Avem aici cuțitul frumos și acum trebuie să vedem cum se va vedea cu Canon 700D-ul, să vedem dacă o să fie mișto. Dacă nu o să-mi placă cum se va vedea cu Canon 700D, o să folosesc camera asta ca și webcam. O să fie destul de nasol pentru că o să folosesc ca și vlog și ca și webcam și trebuie să o deconectez toate treburile astea, dar sper să fie super, super mișto. Aici, după cum puteți vedea, am căutat pe site-ul lor frumos Camlink ca să vă arăt. Văd că am primit și un sticker, după cum puteți vedea, de la Elgato, foarte, foarte drăguț. Și băieții ăștia de pe Discord nu mă lasă așa că o să mă dau pe difin ca să nu îi mai aud sau să nu mă mai audă și ei. Că văd că, băi frate, nu poți să filmezi și tu liniștit, că se ia hype, se ia zâni. Mamă, mar vlogger, mă, când a ținut hype camera în mână, pam, m-a durut capul. Și am mai primit și un manual de instrucțiuni, de că ăsta, v-am zis, acest sticker. Și cam așa vine și ambalat, foarte mișto treaba asta. Placa asta de captură cam așa arată, uitați aici pe spate cum o să arate și la mine. Și o să avem o calitate super, super bună pentru webcam. Ok, ne vedem mai încolo pentru că într-o oră o să vine și tata și vine și el. O să-mi iau camera, că e în cutia ei, nu știu pe unde am pus cutia, pentru că trebuia să o dau și chestii și am zis să o pun în cutie. Dar acum o să o despachetez și o să-mi pun un obiectiv, cel mai forț obiectiv pe care l-am pe aici prin casă. Și hai să dăm drumul. Bun, revenim după o zi ceva, pentru că ieri nu am mai apucat să filmeze. Am făcut ceva upgrade, pentru că ieri aveam un cablu care nu se descurca foarte bine și nu putea să transmită frecvențele totale, așa că se mai bloca pe program și am modificat cablul. Și am luat și un dummy battery, pentru că ieri am făcut live cu camera și s-a terminat foarte repede bateria. După jumătate de oră deja nu mai aveam baterie. Și ce face treaba asta? Este o altă baterie care stă la încărcat non-stop și ia curent de la priză. Și așa camera o să fie mereu la încărcat și nu o să se mai descarce când fac live. Bun, am luat de pe iShot, dacă vreți, pentru că sunt foarte multe pe AliExpress și stați o grămadă. Și ăsta cred că este singurul din România și să vedem dacă se scurcă bine. Am luat și cablul tot de la ei, pentru că, na, dacă tot am luat dummy battery, o să iau și un cablu, că tot trebuia să-l schimb. Și am mai primit și treaba asta, care e o chestie să o pui la găci, gen, dacă vrei să stai cu camera, dacă pleci undeva și vrei să faci o poză sau ceva, știți că voi primiți la DSLR-uri, am mai primit și eu la camera sau care filmez acum, camera mea vechi, Canon 700D, numai că erau destul de nasoare pentru că te dureau la gât, dacă stai foarte mult cu ele la gât te zgâriau și treaba asta mi se pare mult mai calitativă, cel puțin la spate, aici vedeți care e treaba asta și este mult mai confortabilă. Oricum o să vă las să ne scrie dacă vreți și voi să vă luați un dummy battery sau un dăsta sau un cablu, dacă vreți, ăla e un cablu din HDMI, în micro HDMI. Acum vreau să vă arăt cum am conectat placa aceasta, placa de captură, care v-am zis, este ca un USB. Aici avem un HDMI, vine cablul frumos și intră în camera. Haideți să vă arăt, să iau camera de aici. Și cam aici vine, ăsta e o mufă de încărcare, aici încarc eu camera
Și aici conectez camera ca să se proiecteze pe calculator și pe OBS. După cum puteți vedea, avem un HDMI cu micro HDMI aici, frumos am luat cablul acesta. Deci nu este ceva foarte, foarte greu. L-am pus pe un trepied în spatele monitoarelor. Mai apropiam monitoare și toate nebunile astea, pentru că monitorul meu stă mai departe, dar trebuie să-l apropii, că na, trepiedul ăsta e destul de mare. Acum haideți să încercăm să punem dummy battery, că bateria asta care ia curent de la priză, ok? Deci după cum puteți vedea, scoatem de aici, scoatem bateria normală de la cameră și o să o înlocuim cu aceasta, ok? Ideea e că nu cred că o să se poată să se închidă treaba asta, pentru că vedeți că nu prea merge, că are un cablu. Haideți să-ți facem și noi aici un cablu, pentru că are o clemă, un șoricel, aici după cum puteți vedea, așa vin toate pachetate. Deci bun, aici avem alimentatorul, care alimentatorul o să intre, după cum puteți vedea, aici perfect. Și asta este 220. Am reușit să desfacem și acum o să băgăm acest cablu în alimentare, frumos. Și acum trebuie să îl băgăm, cred că prin spate, sau nu știu, o să trească să băgăm într-o priză, să vedem cum o să îl băgăm. Și după o să punem camera, după ce facem pe aici un fel de unde să punem cablu, cable management, abar n-am, o să revenim și o să vedem cum arată camera pe calculator, pe programul de la Elgato Camlink 4K. Bun, după cum puteți vedea, am conectat acum, frumos, am pus bateria aici, am zis că capacul acesta o să stea așa, pentru că n-are cum să vine cablul, l-am băgat prin spate frumos. Acum are sursă, stă la o priză și hai să dăm drumul la cameră să vedem dacă o să apară aici frumos pe program. Ok, camera a pornit, este conectat și după cum puteți vedea, a pornit și ăsta de la Elgato. E cam așa arată. Și jos. Da, dacă tot. Ok, deci să dai și mie focul la camera asta sau să. Ok, hai să vedem dacă camera se încarcă. Dar nu prea pot să văd o stres. Las că o să mă uit eu. O să tu? Ok, bun. Bun, deci cam așa arată, după cum puteți vedea. Am luat, ăsta se cheamă 4K Capture Utility, nu i-am făcut nicio setare, nu nimic. Se vede destul de larg, nu știu de ce acum, că ar trebui să vadă 50 fps. Vezi, aici avem Cam for Link, Video Input, General Device, Enable Stream Link Beta. Și asta. Ok, bun, deci cam așa arată. Și ca să meargă, nu știu, eu am încercat să fac un video capture și mi se blochează, dar nu știu dacă e doar de la mine. Deci după cum puteți vedea, ar trebui să dăm aici pe video capture, video capture 2 și aici să selectăm cam for link. Dacă când dau cam link 4K, vedeți că mi se blochează imaginea aici, din păcate. Și ca să poată să meargă, trebuie să opresc programul și să-l pornesc din nou. Și am repornit programul, așteptăm un moment și după cum puteți vedea, gata, acum se vede totul smooth, 50 fps-uri. Și ca să meargă, am făcut cu window capture, adică m-am dus aici pe window capture și am făcut cu A6300. Vedeți aici și dau properties și vedeți că mi se vede asta 4K capture utility. Și aici se vede, uitați pe mare dacă vreți să mă vedeți. Și am acolo și se vede și aici. Cam așa arată. Eu zic că se vede foarte forță. Vreau să, poate în curând, o să-mi iau un viitor, o să-mi iau un obiectiv cu blur mai mult în spate, cine știe, de la Miss, cum are un pro player de Fortnite, este aia ta de data dacă nu-l cunoști sau dacă cineva nu-l cunoaște. Dar cred că așa o să țin camera, deci să arăt să dăle și probabil să facem și unboxing-urile așa de acum. Nu știu sigur că o să fie destul de greu, că eu am decât o singură cameră care a fost și pentru vlog, acum și pentru webcam. Și e destul de greu, dar poate o să filmez de aici vlogurile când stau gen statice. Gen când filmez un unboxing sau ceva, dau ăsta mai mult zoom out. Sau folosești? Sau folosesc asta, Canon 700D-ul meu vechi. Bun, sper că ați înțeles toți cum am putut să fac camera mea foto A6300 Sony Alpha ca și un webcam cu această placă de captură cu HDMI, frumos intră acolo. Și acum camera mea stă la încărcat non-stop, adică nu o să se mai poate descărca. În principal cam atât a fost, le mulțumesc frumos celor de la Elgato pentru că m-au ajutat să fac rost de acest lucru. Deci cam atât a fost, o să vă las în descriere camlink-ul, o să vă las în descriere dummy battery-ul, cablul și tot ce aveți nevoie ca să vă puteți cumpăra și voi dacă vreți. Dacă vreți să vă luați și camera, dar dacă vreți puteți să faceți și cu altă cameră, cu orice cameră puteți să faceți treaba asta, nu contează, și cu un DSLR și cu un mirrorless. Deci da, eu am fost Noris, nu uitați de like. Și vă mulțumesc frumos că v-ați uitat la acest video, nu uitați să-l dați mai departe, nu uitați dacă sunteți noi să vă abonați și ne vedem data viitoare, bye bye!